Împăratul roman a reușit reunirea provinciilor occidentale ale Imperiului în prima jumătate a secolului al IV-lea, dar și-a dorit o nouă capitală pe malurile Bosforului. A pus capăt persecuției creștinilor, el însuși convertindu-se în anul 312. Timp de 39 de ani s-a tot perindat pe tronurile Munteniei și Moldovei. A reformat administrația celor două provincii și a reușit să aducă Oltenia, stăpânită de austrieci, în granițele țării românești în urma păcii de la Belgrad din 1739. Lider al românilor transilvăneni, trecut și prin diverse fotolii ministeriale, inclusiv prin cel de prim-ministru, Vaida Voievod a făcut greșeală să susțină regimul autoritar impus de Carol al II-lea în 1938. Comuniștii au impus domiciliu forțat în 1945 la Sibiu, unde a rămas până la moarte. Nu și-a terminat studiile universitare, fiind obligat să presteze diverse munci pentru a se întreține. Pasionat de biologia marină, a scris primele sale romane, abordând tematica aventurilor pe mare. S-a impus abia pe uscat cu romanul Fructele mâniei, pentru care a primit premiul Pulitzer în 1939. După cela de la Vrancea, sculptorul fălticenean a fost al doilea artist român aflat în viață la sărbătorirea centenarului. În viață trebuie să ai și, pe lângă calitățile tale care conturează viitorul activității care va fi, trebuie să ai și pus în noroc. Ne-a lăsat prima sinteză și istorie completă a poporului român, istoria românilor din Dacia Traiană. Contribuțiile sale în economie, drept, filozofia istoriei sau pedagogie i-au adus recunoașterea prin admiterea sa în Academia Română și numirea în funcția de rector al Universității Ieșene în 1898. A fondat în 1963 Corul Național de Cameră Madrigal, în cadrul conservatorului Ciprian Porumbescu. Sub bagheta sa, acest ansamblu a devenit una dintre cele mai cunoscute formații corale românești pe plan mondial. A debutat pe marile ecrane la doar 9 ani și de atunci, ultimul star al Hollywoodului de altădată a reușit să țină primele pagini ale tabloidelor de nenumărate ori, mai ales că s-a recăsătorit de 7 ori. E drept, Oscarul l-a primit doar de 2 ori. But I am not a monster. În anii 90, savanții occidentali care vizitau laboratorul din Sankt Petersburg al medicului au fost uimiți să nu găsească celebrul clopoțel care anunța masa pentru un numai puțin celebru câine. Numai că Pavlov nu a folosit niciun clopoțel, preferând alt stimul. După moartea câinelui, se spune că el a continuat să-i aducă mâncarea. Ne-a făcut cunoștință cu elevul Dima dintr-a șaptea, ne-a invitat la vals și ne-a scris o înduioșătoare scrisoare de dragoste. Păcat că adolescenții de astăzi sunt tot mai puțin impresionați de așa dulce gării. Fondatorul științei comportamentului animalelor și-a extins observațiile și asupra oamenilor. A profitat de experiența prizonieratului în lagările sovietice pentru a studia instinctul agresiv al omului. Naziștii și comuniștii i-au oferit suficientă materie primă de analizat. Unul dintre cei mai prolifici matematicieni români, cu peste 600 de lucrări publicate, a fost și poliglot. Citea în 10 limbi și scria în 6. A fost interesat în special de domeniul mecanicii corpului solid. A fost ministru de finanțe prin anii 50, apoi prim-ministru între 1974 și 1979. Un deceniu mai târziu, împreună cu Emil Bobu, a fost printre ultimii susținători ai cuplului Ceaușescu. Condamnat inițial la detenție pe viață, a primit apoi doar 10 ani de închisoare pentru contribuția sa la reprimarea Revoluției din decembrie. Comunist român. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.